dat negru. Etiopianul naturalizat israelian. O relaxare nepermisă a defensivei Rapidului după ce mijlocul nostru, iată că incredibil, este aproape o centrare și o fază de antrenament, aș putea să spun. Cel care a scris este Ogbonna, numărul 24, era singur acolo, nu a fost offside. Dănuț Coman cred că nu poate fi acuzat la acest gol. Revedem faza și Săpunaru a fost depășit destul de ușor, o centrare și n-a iertat Ogbonna din mijlocul careului. Îl pe Rada, pătrundere. Ca un adevărat atacant a pătruns Rada, a centrat perfect și Viorel Moldovan a egalat. Așadar, minutul 15, 1-1, Hapoel Rapid. Israelienii au solicitat offside, nici vorbă. Nu a fost offside. Viorel Moldovan era în poziție regulamentară. Revedem faza foarte bună plecată de la Rada. Între timp suntem din nou în atac prin Zicu, pe partea stângă. Zicu este faultat cu capul după o lovitură de colț din careul de 6 metri. Sper să vedem reluarea. Badir, spuneam, cel mai înalt jucător de pe teren, a păcălit acolo defensiva rapidistă și cred că și pe Dani Coman, pentru că îi se poate imputa de data aceasta golul portalului rapidist. O centrare foarte puternică, ștearsă centrarea și un cap imposibil de parat al lui Badir. Păcat că a ajuns mingea pe capul fundașului israelian. Aici, în Țara Sfântă, să se mai întâmple acest lucru de câteva ori. Revedem această fază, o pasă excelentă. Viorel Moldovan a sărit peste minge și Buga a finalizat inteligentă. Tocmai vreau să spun, Dorin, să nu ne grăbim cu aprecierile. Adevărat, de defensivă a greșit, însă în ofensivă lucrurile au mers foarte bine și în prima repriză. Rapidul merita acest rezultat de egalitate. Spuneam, probabil că în prima repriză 60%, 70% posesie rapidistă. Iată, din nou, reușita lui Mugurel.